consilierul municipal Brăilean care să nu dorească ceea ce dorește și domnul primar, ca locuitorii din Brăilița și Vidin să aibă un drum de acces în acest cartier, în aceste cartiere, așa cum ar trebui să fie de mulți ani. De aceea, noi dorim ca lucrurile să fie făcute bine. Deocamdată, lucrurile s-au făcut prost. Putem să găsim întotdeauna vinovați pe alții. Și bine, asta e problema unui partid care dă vina întotdeauna pe alții. Dar eu am dorit un singur lucru. Acest proiect l-am văzut acum o oră. Cum aș putea eu să studiez, să fac un comparativ între devize aici, acum? L-am pe mail, așa e? Mulțumesc. Așa se procedează. De aceea eu vă rog să reconsiderăm acest proiect și să-l lăsăm pentru ședința ordinară, pentru că nu cred că acea gravă sau extraordinar de importantă acțiune pe care o vrea domnul viceprimar să fie pusă așa peste noapte. Dacă dumneavoastră credeți, într-adevăr, aveți majoritate, trece orice, dar trec multe greșeli. Asta doriți? Să mergem în continuare pe acest mod? Foarte bine. Noi ne vom menține poziția și cred că și colegii vor fi de acord. În cazul în care nu doriți să amânăm acest proiect, noi vom vota împotrivă. Mulțumesc!